Aveți ceva de spus? Părerea mea. Două feluri, cum să spui oricum. Părerea mea e că părerea dumneavoastră nu ne interesează. Așa, nu se mai poate. Părerea mea cu părere de rău este departe de a conta ca părere sau de a fi ceva aparte. Nu merita să bate capul cu minți încuiate care au scopul într-una să se uite în altă parte. Când nu-s de părere că ți-au aprobat părerea și părerea mea e culmea că cine are puterea. Ne domină când noi ca piesele de domino, cădem ușor pe rând cu toții de la un impuls minor. În fond ce părere că degeaba vrăcesc gura când tu nu ții cont ce crezi și vrei să mă închizi într-una. Într-un an de zile dacă am adunat minciuna ce-o întindeți voi ca ciuma și nu pedepsiți niciuna. După părerea oamenilor v-am face noi felul. Aliniați frumos în underground la cimitirul Belu. Glumele nesărate și dusul cu zăhărelul nascund mâinile voastre pătate în sute de feluri. Yeah. Aveți ceva de spus? Părerea unor ai ca numai drepturi, nu și obligații. Părerea mea e suprimații, fără de dubitații. Motivul pentru care se metamorfozează unii nații, frații plini de duplicații. Părerea mea e cam proastă și despre a ta. Cum e să știi că știu curcare din ele ia altuia. Când nu-i ira, milina, praf de copt. Și nu ți-e dor de ea, îți lipsește grav de tot. Părerea mea e tot de vot, un bumerang. Azi pupincuri pe cei care mâine te fac să-i frei strâng. Că capul plin de verde, zău, că ți-ai lăsat numai dreptul la păreri de rău. Ești unul la un milion, dar după paycheck ești unul la un milion de lei vechi. Ce vrei rap? Ai pretenții fără playback. Părerea mea că n-ai încă destui ca să-ți iei Mac. Aveți ceva de spus? Părerea mea că stilul tău rudimentar medieval poți să-l expui la Bruckenthal. Dacă vrei carne simental poți să-ți da fizic și mental și analog și digital. Ca 25 de bare din metal lovind fatal. Nimic accidental că doar sunt puncte de vedere și n-au cum să nu difere dacă stăm în alte sfere. Părerea mea că nu trebuie să fii în tipar deloc. Trebuie să trasezi niște cărări ca Nicolae Simatoc. În timp ce voi aveți păreri ad hoc ce variază de la bloc la bloc, dar nu cu mult ci doar un strop. Când vă văd pe Facebook vă dau bloc. Nu-ți convine foarte bine, dă-ți foc la floc. Că mulți dintre voi aveți niște opinii de uscați brazii și pinii. Și-o tu ești un enupăr, vă dau la muie, nu vă sufăr. Îmi bat cuie în cufăr ca să am unde să-mi las părerea pentru generațiile de după. Aveți ceva de spus? Ești luat de prost pe zi ce trece azi mai mult ca ieri. Iar tu ești încântat de faptul că ți se permite să ai păreri. Asta-ți conferă liniște, te face să crezi că ai niște drepturi și anumite puteri. Dacă ai putea să știi la fel de bine ca și ei că vorbele nu cost, ai încercat să îți transpui părerile în fapte și ai măsura în cap timpul rămas până la ripostă. Vei fi uimit cu câta promptitudine îți vor tăia avântul, atât cu fapta cât și cu cuvântul. Ăștia transformă încet încet oamenii simpli slabi. Oameni decenți o viață întreagă să pierd acum printre slabi. Băncile sunt doar unele dintre uneltele de reprimare și supunere conduse din același loc, indiferent care le este numele. De același păpușar ce mișcă mii de sfor fără măcar să-și miște mâinile. Nu pune botul la discursul lor, că pentru noi n-a existat vreodată nici trecut, nici viitor. Există doar prezent în care nu ești altceva decât un prestator pe o plantație universală ce sporește bunăstarea lor. Te naști dator, trăiești dator și apoi mor dator. Te întreb de unde știu, în niciun caz de la televizor, unde privesc în ochii mare lui conducător și nu-i săresc cu muguri de adevăr. Aveți ceva de spus?